tensiuni fără precedent în interiorul NATO. Tensiunile dintre Grecia și Turcia au crescut enorm în ultima săptămână. Cele două țări se acuză reciproc de manevre militare ilegale. Mai mult, Recep Erdogan a trimis amenințări grave către guvernul de la Atena. Bună ziua, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, pentru că este duminică așa cum ne-e obiceiul, așa cum ne-e caracterul. Am stabilit că ne vedem, stăm de vorbă. Unor poziții din ce în ce mai dure, președintele Turciei, Erdogan, vine și spune foarte critic ce să caute portavionul american în apropiere de Israel. E foarte important să vedem totuși care e situația la nivel NATO în circunstanța în care lumea asta se desfășoară. Ați văzut că Turcia pe de-o parte s-a întâlnit pentru prima dată în istorie prin Erdogan cu Netanyahu și la două săptămâni s-a produs nenorocirea. Până la urmă, dacă stai să te uiți un pic la NATO, paradoxul este că nu Rusia este sau devine principala problemă. Cu Rusia știi ce ai de făcut, există acel articol 5 despre care s-a tot vorbit, pe care știe toată lumea, te-ai săturat să-l auzi la televizor. Activa articolul 5 al tratatului Nord-Atlantic inclus. Nu Rusia este cea mai mare problemă pe care NATO o are în momentul de față sau este oricum într-o mare concurență cu o problemă internă. Americanın uşak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Știi ce e de făcut în momentul în care NATO este atacat din exterior? Ve... E care treaba? Problema este când două țări NATO devin adversari. Erdogan a amenințat Grecia în ultimul său discurs. Șeful de stat a spus că țara sa nu va ezita să atace dacă Atena își va mări arsenalul militar. Ce facem când un stat NATO atacă un alt stat NATO? Este o situație destul de plauzibil de întâmplat. Între Grecia și Turcia sunt două țări care istoric au foarte multe lucruri de împărțit. Erdogan a amenințat că va ataca Atena cu rachete balistice. Haide să vedem de ce. Ei Yunan, bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. In Istanbul, thousands condemn Israel's ongoing assault on Gaza in its bid to take out Hamas leaders who rule the enclave. Much of Turkish President Recep Tayyip Erdogan's support base is religious and anti-Israel, and Erdogan has in the past been in the forefront of condemning the Jewish state. Premierul grec ar fi ieșit din sală la dineul oficial al reuniunii în timpul discursului președintelui turc. Conflictul dintre cele două țări a escaladat în urma unei desfășurări militare pe două insule grecești foarte aproape de coasta Turciei. Francezii cum erau ei așa, au semnat un pact de apărare cu grecii, ăștia sunt mână-mână francezii și grecii, au semnat un pact de apărare în urmă cu 2 ani. Dacă turcii vor ataca, francezii s-au angajat că vor interveni în favoarea Greciei. De relația turcilor cu americanii s-a ales praful în momentul în care Erdogan a cumpărat de la ruși sistemul antirachetă S-400, dând pe el și miliarde de dolari în 2021. Sistemul a fost gândit de ruși fix pentru a dărâma avioanele F-16 și F-35 ale americanilor. Turcilor i s-a părut o idee bună să achiziționeze așa ceva. Americanii au reacționat cu sancțiuni, știți, scoțându-i pe turci din programul de achiziții pentru avioanele F-35, după care americanii au mai făcut ceva, au recunoscut genocidul turcilor împotriva armenilor. Turcia a făcut și ea ceva incomod la rândul ei, s-a implicat în războiul civil din Libia împotriva aliaților lor din NATO, Franța și, bineînțeles, Grecia. Ceea ce a pus NATO din nou într-o situație stranie, la asta mai adăugând și faptul că s-a opus cel puțin o perioadă intrării NATO a Finlandei și Suediei. E complicată treaba. Turcia, știm cu toții, este a doua putere militară din NATO și reprezintă o problemă enormă. Episodul trecut vorbeam despre cum s-a decis Turcia să intre în această structură în NATO, culmea în același an, în 1952, când la NATO a aderat și Grecia. Noi știm pe turci de vreo 300 de ani, doar cu ei ne-am ocupat o perioadă și Grecia a avut probleme mari, 400 de ani grei cu turcii, în sensul că ocupaseră toată Grecia până când s-a obținut independența la începutul secolului al XIX-lea. Grecia atunci au reușit să obțină independența și nu doar că au obținut independența, dar doreau să obțină și teritoriile pierdute în parcursul ăsta al imperialismului turcesc, în parcursul ăsta al Imperiului Otoman. Atunci grecii
voiau să recupereze toată zona bizantină otomanilor, deci toate teritoriile din Europa pierdute, cu insula Cipru cu tot, care încă avea populație de etnici greci foarte mulți acolo rămași. Turcii s-au potolit cu ideea de imperiu după primul război mondial, atunci când au tot cedat teritorii de... au intrat într-o situație absolut ciudată cu țara. În primul război mondial, turcii au fost în tabăra care a pierdut și grecii au fost în tabăra care a câștigat. La negocieri, grecii n-au primit chiar cât au cerut de la turci, că au cerut enorm, dar au primit foarte mult. A urmat atunci un război dintre greci și turci după primul război mondial, război în care turcii s-au impus și au obținut pacea de la Lozan din 1923, în care au recuperat foarte multe teritorii dintre cele pe care le aveau de pe vremea otomanilor. Atunci s-a format Turcia modernă, care s-a desfășurat în felul în care a rămas până în zilele noastre. A preluat-o Ataturk, a modernizat-o, a făcut-o și a dres-o, dar au trebuit să supună în fenomenul ăstuia de turcizare pe populațiile care au rămas în cadrul granițelor turcene, de exemplu armenii. Atunci a avut loc genocidul armean. 1.000.000 de oameni omorâți, masacrați de turci. Sigur că ei nu recunosc asta, este o dispută enormă la nivel mondial, dar țările civilizate de regulă recunosc așa ceva. Cred că Uruguay o recunoscut prima dată și după aia au început foarte multe țări din lume să recunoască această situație pe care au pricinuit-o turcii. Ce au obținut turcii în această dispută istorică cu grecii? Au obținut faptul că au reușit să rămână cu această bogăție enormă care este Marea Marmara, o mare situată între strâmtorile Bospor și Dardanele. Strâmtori ce fac legătura dintre Marea Neagră și Marea Egee. Marea Marmara, prin intermediul Mării Negre, preia toate fluviile importante ale Europei, Dunărea, Nipru și Don. Pentru comerț este un loc absolut inevitabil. Prin Marea Marmara trece aproximativ 3% din cantitatea de petrol utilizată în lume, iar în jurul acestei Mări Marmara s-a format o regiune importantă dintre cele 7 din care e împărțită Turcia. Acolo s-a strâns cam 33% din populația Turciei, dar cel mai important, 75% din PIB-ul țării este produs acolo, în regiunea Marmara. E principala zonă pe care turcii trebuie să o apere, este foarte important acest amănunt în desfășurarea evenimentelor. O mare reușită a turcilor a fost Convenția de la Montreux din 1936, despre care ați auzit odată cu războiul acesta desfășurat în Ucraina, când se punea problema ce vase militare pot intra în Marea Neagră și ce vase nu pot intra, prin această strâmtoare controlată de Turcia, strâmtoarea Bosfor-Dardanele. Prin intermediul acestei convenții de la Montreux s-a decis faptul că această strâmtoare devine liberă pentru țările care o întrebuințează pe timp de pace comercial, pe de altă parte pe timp de război. Turcii vor decide ce fel de vase militare vor trece pe acolo și ce vase nu vor trece pe acolo. Este o chestie extrem de importantă în privința războiului din Ucraina, când sigur că lucrurile s-au mai liniștit în privința Mării Negre. Deși sigur rușii au și altă cale de a duce vase militare în Marea Neagră, prin intermediul Donului și așa mai departe. După cel de-al doilea război mondial, în care turcii au fost neutri, s-au decis că bă, nu ne mai băgăm în așa ceva, că uite cât de rău am ieșit din primul război mondial, sovieticii au preluat întreaga regiune. Ei, atunci Stalin a decis să înceapă să pună presiune pe această zonă, pe această convenție stabilită acolo la Montreux, pentru a putea să controleze acea strâmtoare extrem de importantă pentru Rusia. Atunci a decis Turcia că trebuie să intre în NATO. Așa aderă țările la această structură, în mod paradoxal, în momentul în care Rusia devine o primejdie. Sigur că este un pic ciudată situația pe care o traversăm și acum ar fi trebuit să înțeleagă Turcia că și Suedia tot dă spaima Rusiei, intră în NATO. Când Rusia devine o spaimă suficientă, atunci țările din jur decid că trebuie să intre în NATO. E un pic stupidă situația asta în care ne aflăm, în care Rusia invadează țări pentru că ar veni NATO prea aproape, ori țările astea dau să intre în NATO în măsura în care Rusia devine extrem de agresivă. Cu cât Rusia e mai agresivă, cu atât țările din jur dau să intre în NATO. Și atunci vedeți ce situație stupidă se desfășoară. Deci, cumva e invers, nu Rusia se simte amenințată de extinderea NATO și extinderea NATO se produce în momentul în care Rusia devine amenințătoare. Din aceste motive, în același an în NATO au intrat ambele țări rivale, Grecia și Turcia. Sigur că această convenție de la Montreux folosește Turciei, dar există și alte convenții care încurcă enorm Turcia, care pune în momentul de față în conflict Turcia și Grecia, Convenția Națiunilor Unite cu privire la dreptul mărilor. Este ceva ce vine din anul 1982, deci are aproape 40 de ani. Această convenție, fiți atenți ce ne face, fiți atenți ce ne face această convenție, ea în sine este extrem de utilă și are foarte mult sens cum e formulată, stabilește ce suprafața mării reprezintă teritoriul țării care deține țărmul. Adică, până la urmă, reprezintă cât kilometri încolo o țară ce deține un țărm are
dreptul de exploatare comercială. De exemplu, avem noi cu insula Șerpilor, da? În aceeași situație. De-aia noi avem această exploatare Neptun Deep în Marea Neagră, datorită acestei convenții. Fiecare stat are dreptul la o zonă economică exclusivă de 370 de km de țări. Dar fiți atenți ce pățesc aici turcii cu grecii, care dețin în Marea Egee, cum vă spuneam, cam toate insulele. Problema este cu atât mai mare cu cât s-a identificat o pungă enormă de gaz în mare, pungă la care sigur că nu are acces Turcia pentru că este alocată cumva Greciei prin intermediul acestei convenții. Din cauza acestei prevederi nu prea mai aparține turcilor Marea Egee cu rezervele ei de gaz cu tot. Marea Egee devine ceva al Greciei cu totul. Turcia spune că țările ce dețin insule, că insulele nu trebuie să aibă alocat atâta teritoriu de mările din jur. Erdogan și-a reluat amenințările la adresa Greciei, în care face aluzie la un eventual atac la mai puțin de o lună de la o amenințare identică. Recep Tayyip Erdogan a transmis Atenei că, citez, s-ar putea să venim dintr-o dată, într-o noapte. Într-o interpretare a lor, a turcilor, ar deține o bună parte din Marea Egee și asta ar însemna că grecii își pierd insulele la un moment dat Rodos și Lesbos. Această interpretare a legii mărilor ar intra și Cipru, care și-ar mai pierde din drepturi. Vă dați seama și o să vedeți de ce e importantă. O curcătură importantă o reprezintă Cipru cu totul. Cipru este ocupat în momentul de față într-o proporție de 30% de Turcia. Cipru este un stat al Uniunii Europene, aflat sub ocupație militară turcă în partea estică. După primul război mondial, pierdut de turci, nu, când s-a desfințat Imperiul Otoman, britanicii au luat această insulă Cipru, care era în posesia otomanilor. Una dintre problemele importante ale turcilor a fost că au pierdut insulele din Marea Egee, multe în favoarea Greciei. În 1960 Cipru devenea un stat independent, iar britanicii însă rămâneau acolo din punct de vedere militar, pentru că aveau nevoie de un punct din care să supravegheze situația din Orientul Mijlociu. Deci rămâneau acolo, dar Cipru devenea o chestiune independentă. Păstrau câteva brigăzi militare britanice, până în zilele noastre se află acolo. Și aici intervine o problemă destul de delicată, pentru că Cipru ușor în perioada respectivă începea să se apropie ca politică de URSS, moment în care americanii au susținut acolo o revoltă izbucnită, o revoluție, ceva de genul acesta, pentru că 80% din populația din Cipru era formată din etnici greci, au susținut unirea dintre Cipru și Grecia. E, asta nu le-a convenit turcilor. Pare ceva legitim, sigur, când te gândești, bă, 80% sunt greci acolo, atunci haide să unim Ciprul cu Grecia. Are un sens, să devină Cipru ceva al Greciei. Pe de altă parte, deși pare legitim, rămân totuși 20% care sunt de etnie turcă și lor nu li se pare ceva legitim. Cipru fusese al grecilor, dar extinderea otomanilor a făcut să existe această coabitare între turci și greci. Așa că turcii au decis să intervină în favoarea populației lor. Rezultatul a fost că Turcia a obținut 35% din suprafața insulei, despărtită de un buffer pe care britanicii îl asigurau și îl asigură până în zilele noastre. Deci, practic, s-a împărțit în două Cipru. Partea grecească, care era 65%, și partea turcă, 35%, cu un buffer pe care îl asigură armata britanică. 150.000 de greci trăiau în Cipru, aceștia au fost scoși din case și împinși în partea de sud, în timp ce mii de turci erau luați din sud și aduși în nord, în partea de nord. Partea de nord a Ciprului, cea ocupată de turci acum, și-a declarat independența. Singura țară care a recunoscut această independență a fost Turcia, singura țară din lume care recunoaște această independență. Este o situație extrem de similară cu ce se întâmplă acum în Ucraina, cu provinciile acelea care și-au declarat independența, singura țară care a recunoscut acea independență fiind Rusia, mă rog, cred că mai sunt câteva, e relevant. Problema este că din momentul acela până acum, vreo 150.000 de turci din Turcia au migrat în Cipru, ceea ce e considerat a fi o migrație ilegală. Este o problemă pe care o au, de exemplu, și cei din Israel. Organizația Națiunilor Unite consideră și acum faptul că partea aceea din Cipru ocupată de turci este ocupată în mod ilegal. Ce este interesant este că în 2004 Cipru a aderat la Uniunea Europeană, dar fără partea de nord. Ceea ce este interesant în contextul actual în care Ucraina își dorește să adere la Uniunea Europeană, fiind fix în situația Ciprului, sigur la o scară mult mai mare. Dar situația este identică, modelul Ciprului ar putea
să fie cel în care Ucraina intră în Uniunea Europeană. Absolut valabil și pentru Republica Moldova cu Transnistria. E aceeași situație, o bucată ocupată militar. Ce facem cu ea? Păi, intri în cadrul Uniunii Europene doar cu teritoriul pe care le stăpânești. Pe lângă revendicări teritoriale, cele două țări nu se pot înțelege nici asupra drepturilor de exploatare a unor zăcăminte de gaze în estul Mării. Ce este cu nervii la pământ din cauza acestei reglementări care își reduce dreptul de exploatare a zonei marine din jur? De exemplu, insula greacă Castel Lorizo, care n-are mai mult de 600 de greși pe ea, cam aceeași situație cu insula Shelburne, care n-are aproape pe nimeni pe ea, în afară de niște ucraineni care o apără din când în când. Dar această insulă care a umplut de nervi Turcia generează o capacitate de exploatare de sute de ori mai mare decât ea acolo în Marea Mediterană. Și atunci lucrurile s-au tensionat, iar Turcia au hotărât să patruleze cu vase militare zonele acelea pe care nu le recunoaște ca fiind aferente Greciei. Suspiciunea este că în zona respectivă există și pungi de gaze, atunci turcii s-au gândit, hai să încercăm să explorăm aceste zone, chiar dacă nu ne aparțin, noi le percepem ca fiind ceva ce ne aparțin. De exemplu, au început să exploreze lângă insulele grecești Rodos și Creta. De unde această suspiciune că ar fi foarte mult gaz acolo? Păi, de exemplu, Israelul a identificat o pungă importantă de gaz în Marea Mediterană. Tamar se numește punga de gaz pe care au găsit-o acolo. Apoi, lângă, au identificat altă pungă de gaz. Practic, cea mai mare descoperire de gaz a secolului 21 aparține Israelului acolo în marea aceasta mediterană. Lucru care a revoluționat tot sistemul de energie al Israelului, care a devenit cumva brusc independent, nu doar că a devenit independent, dar s-a hotărât că e măsură să-și exporte gaz. Devin mari exportatori cei din Israel, după care, lângă aceste exploatări, au venit și ciprioti și au găsit și o pungă de gaz, deci practic absolut lângă, au venit și ciprioti cu altă pungă de gaz, și lângă punga de gaz, ca să vedeți nebunie, domne, și Egiptul a găsit o altă pungă de gaz. Și atunci îi vedeți pătuși care sunt într-o stare de consternare, vrem și noi să găsim gaz acolo, vrem și noi dreptul, căutăm tot felul de chichițe, nu ne interesează această legislație făcută în 1982, noi vrem să găsim gaz acolo, este și dreptul nostru de a exploata marea din jurul Turciei. Noi avem o armată foarte mare, de ce nu putem să exploatăm, de ce doar Israelul, Cipru e al nostru. E o stare cumva de tensiune pe care Turcia o are, câtă vreme nu prea are resurse de energie, este dependentă de Rusia într-o mare măsură. Îți dai seama cum se uită Turcia la situația asta în care suntem aici pe această hartă? Având în vedere toate aceste descoperiri din ultimii ani, Cipru, Grecia și Israel s-au hotărât să construiască o conductă care să livreze gazul către Europa. Proiectul ar trebui să se finalizeze în vreo 2 ani de acum înainte și să coste vreo 5 miliarde de euro, lucru care ar crește economiile țărilor ăstora într-o manieră copleșitoare. Ar putea să livreze către Uniunea Europeană cel puțin 3% din cantitatea de gaz pe care Uniunea Europeană o întrebuințează. Pe de o parte e bine că se scapă de Rusia, pe de altă parte Turcia are o problemă pentru că își cade din relevanță zona aceea din cadrul Mării Marmara, pe unde se exportă foarte mult gaz, de exemplu, nu mai zic de petrol, dar și gaz din Azerbaijan. Există conducte acolo care își cad în importanță în măsura în care începe această exploatare. Și atunci Turcia au zis, domne, cum putem să blocăm așa ceva? Deci, practic, ăștia vor să tragă o conductă. Pe unde trece conducta asta? S-au gândit și au dat seama, bă, trece prin dreptul Libiei. Păi și în Libia acolo cine e? Și atunci s-au implicat militar în acea revoltă despre care am vorbit un pic mai devreme, împotriva, exact, Franței și Greciei. Asta este momentul în care s-au implicat tocmai pentru a bloca această conductă care merge către Uniunea Europeană. Ei, și acesta este fondul pe care Turcia amenință Grecia că vor lovi Atena. Asta este fondul problemei în care se desfășoară lucrurile. În această amenințare, aflați sub această amenințare, premierul Greciei Mitsotakis i-a avertizat pe americani care voiau să ridice această interdicție pentru turci în privința avioanelor F-35. L-a rugat pe Biden, Mitsotakis, într-o întâlnire importantă și celebre în egală măsură, domnule, nu le livra ăstora avioane pentru că ăștia vor să ne atace cu avioanele alea. Nu le dați avioane turcilor. Biden a apărut a fi de acord în momentul în care a izbunit Erdogan și a spus că niciodată nu va mai vorbi cu premierul Mitsotakis. Deci este o stare de tensiune iscată din această problemă economică, o stare de tensiune pe care cu greu NATO o controlează. Nu există proceduri pentru situația în care țările NATO se atacă între ele. Nu există așa ceva, nimeni nu ia în calcul așa ceva.
toată lumea e pregătită pentru situația în care o altă țară ar ataca NATO, acolo există articolul 5. Lucrurile s-au mai liniștit un pic în măsura în care turcii, din câte știți, exploatează momentul de față. Gazele din Marea Neagră, au descoperit acel zăcământ enorm de gaze din Marea Neagră, enorm, turcii au foarte mult acolo și s-au apucat de treabă, spre diferență de români, care v-am explicat în episoadele anterioare cum au reușit să nu se apuce și vor reuși să nu se apuce de acum înainte. Și sigur că există și această suspiciune că se poate ca turcii să ia și din punga noastră de gaze, fiind o pungă comună, e foarte greu de despărțit acolo situația. Noi sigur nu avem, nu exploatăm, nu facem, nu ne ocupăm cu așa ceva. Le-am dat prilejul austriecilor să ne blocheze, i-am alungat pe americani, care americani s-au dus și exploatează acum cu turcii, i-am alungat pe americani de frică să nu ne fure gazele. România. Bine, like, share, subscribe, canțel de civilizat. But Erdogan's meeting in Ankara, no high level. Tot așa că am uitat să vă spun, aici este celebrul domn Erdogan cu celebrul domn Ismail Haniyeh. Erdogan e liderul Turciei, Ismail Haniyeh e liderul Hamas. Uite aici cum s-au întâlnit, poate contează, poate nu contează.